zile, adică două, unul după altul, consecutiv, m-ar fi 78. Da. Dar atenție! Condiția B spune așa. Există B, există A în B, pentru care fripul lui se află tot acolo. Deci există A în B, pentru care tripul său este în B. Deci atenție, citesc o dată. Există, deci dacă citim cu atenție, n-am făcut nimic. Există A în B, adică îl pun pe A în B, pentru care tripul său se află acolo. Deci, și un triplu sau A, poate să fie unul dintre numele care sunt în poate... A-ul ar fi 1 și triplul lui ar fi 3. Așa. Da, așa de primă. Deci, corect. Și am punea și pe 2 și iau tot sub mulțime. Păi, dar asta da, chiar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Îl deprimești. Păi, dar dacă, de exemplu, unul dintre numele acelea consecutive e 3, da? Adică și... Da, vreau, ne determinați numărul sub mulțime, cât de multe sub mulțime. Da, mai mult, eu am întrebat altceva. Eu am întrebat altceva. Cum arată o mulțime B? O sub mulțime B? Cum arată? Hai să vedem. Dacă o poți spune o sub mulțime B, atunci să te tezi. Exact. Ia să vedem. Hai să vedem. Deci, hai să zicem... A, A plus 1 și 3A, cum zici... A plus 2. De 1. Prima sub mulțime B, la care ne da. Și tot pe A, primul element. Îl punem pe 1, nu? 1. Da. 3A obligatoriu. Dacă l-am pus pe 1, trebuie să-l pun pe 3A. 3. Da. Trebuie și două consecutive. Și dacă l-am pus pe 3, trebuie să-l pun pe triplu său. Nu. Nu, l-am pus pe triplu său. Nu, adică trebuie să spunem mecanismul. Ați văd așa, vreți? Sigur că da. Păi, trebuie să continui mecanismul, că l-am pus. Păi, nici dacă... Stai, ia uite un digitul, profesor. Deci nu ținem cont cu trei elemente. Păi, se, cu trei elemente ce trebuie să... Da, cu trei elemente, vreau. Adică trebuie să spunem care număr totul. Domnul profesor, măi, dar ai un video care trebuie să înțelegem exercițiul ăsta. E cu trei elemente. Deci determinat numărul sub mulțimilor B incluse în A cu trei elemente, domnul profesor. Nu cu mai multe. Nu cu mai multe, nu ne tot duce. Și apoi trei elemente ce îndeplinesc condițiile. Și aici ai mult am condiții. Aici ne spune cel puțin două elemente. Deci uitați-vă. Cu trei elemente. Numărul sub mulțimilor cu trei elemente. Cu trei elemente. Cu trei elemente care îndeplinesc condițiile. Deci dacă îl punem pe 1, îl punem și pe A, fiind 1, îl punem pe 3A. Adică pe 3. 3. Și dar punem și pe 2, două, pe 2 consecutive, domnul profesor. Păi, dacă avem mulțimea 1, 2, nu trebuie să punem 3 sau 6. Cum zice Horia, A, 3A și A plus 1. Nu? Dacă A e 1 în cazul nostru, deci A, consecutiv. A plus 1, ca să fie consecutiv, și 3A. Asta e mulțimea B, nu? Și poate să fie de și 2, 3, 2, 3 și 6. A, da, poate să fie tu și cât de multe sunt. Sunt groază, da, vide. Adică din 2017 numere, îți dai seama. 2. Adică, nu, trebuie să spune. Adică, sunt mulțime 1 sau 2? Dar nu poți să fie un și 2. A sau A minus 1. A și 2. A și 2. Poate să fie 2, 3, 4. Poate să fie 3, 4, 5. Poți să fie 1, 2 și 6. 1, 2 și 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Au cam de câte sub mulțimi sunt. Cât de găsim. Trebuie să fie multe de trei. Adică 1... Uite, domnul profesor, să-i șase în continuare și mai... Eu am pare, să știi. Dacă vreți, poți să fie și așa. Eu nu am studiat. Și 3A și A minus 1. Poate să fie 2, 3, 6, 5, 6, 7. Iar dacă a luat 1, 2 consecutive, 2, 3, 9, îl iei și pe 3, dar poți merge 1, 2 și 6. Sau 2, 3. Și 2, 3. Dar cum faci? Ai și altă sunt mulțimi. Și câte sunt mulțimi dintre astea găsești? Din altul. 299.000. Da. Ei, da. 2,17,3. 620 cer 2 care faci 1,000. 49,6. În fin. Păi, atunci facem așa. Când ne aflăm într-o situație mai dificilă ca asta, eu aștept acum problemele să fie astea două destul de dure. Nu, ultima e ușoară. Da? Ultima e ușoară. E ușoară, dar tot n-ai luat punctajul. Ultima e ușoară,
Asta pare a fi cea mai grea problemă? Nu, asta Daria n-a înțeles-o. Ultima e ușoară, ultima e foarte ușoară. Daria n-a înțeles-o din start, n-a înțeles-o că trebuie să aibă trei elemente și trebuie să găsească un corus mulțimilor. Și, eu am fost acolo cu poate să aibă patru elemente sau mai mult. Eu am spus că e o mulțime. Dar patru elemente trebuie să fie în mulțime, da? Da, eu apar, uit, dacă vreți bibarem, ca să vă zic dacă așa. Deci nu mai cu trei elemente. Problema mai cu trei elemente, atunci începe să gândim. Trei. Ultima ușoară. Montaci, dar ea mulțime. Considerăm mulțimea aia egală cu elemente 1, 2, 3 până la 2700. Determinați numărul mulțimilor vei cu sănac cu trei elemente care permiți multa mulțimea. Asta a fost problema. A. Cel puțin două bun. Soluții. Mulțimile căutate conțin elementele 3A, A, 3A, cu 3A mai mic egal decât 2017. Deci A poate fi mai mic egal decât 672. Pentru asta primeam un punct. Da. Pentru A egal cu 1, și acum ia, pe primul. Avem 1 și 3. M-am luat noi, vedeți? 1 și 3. Deci, avem mulțimile A minus 1, A și 3A. Mai spus de unul, vedeți? Deci 3 elemente trebuie să fie. Cum am luat eu? Și trebuie să găsim toate submulțimile. Gata, gata, gata. Deci, iată... Atenție, dar eu cum am luat eu? Nu știu. Ai scris ceva și tu luat un punct. Deși mă înțeles, eu scris ceva și luat un punct. Da. Hai să urmărim partea logică a ieștiu. Deci, e vorba de submulțimi cu trei elemente, deci numai trei elemente, numai trei elemente. Asta și eu am înțeles. Dacă spuneam cu cel puțin trei elemente, da, atunci puteam să alergăm și ar fost foarte greu să... Până la urmă se face problema, dar o să faci și varianta cu cel puțin trei elemente. Dar și cu trei elemente e greu. Acum, cu trei elemente care trebuie să purtăm condițiile. Cel puțin două din elementele sunt consecutive. Cel puțin două. Și când am pus un element în B, a și tricul său. Corect. Sau îl pun pe un element aici, A, pentru că trebuie să au și trei A. Deci, simultan, au și trei A. Da. Deci, în mulțimea B, în submulțimea B, trebuie să afle A și trei A. Și A plus 1 sau A minus 1. 3 A. Dar cum avem și cel puțin două consecutive, înseamnă că trebuie să afle fie A minus 1, fie A plus 1. Da? Ca să fie consecutive. Dacă pun pe A minus 1... A poate să fie 3 atunci, A minus 1. Și A plus 1, ascultă, imediat, imediat, în următoarele cazuri, că sunt multe, de-aia vă zic. A plus 1 sau 3 A plus 1 poate să fie, poate să mai... Deci eu mai am acum posibilitatea. Deci poate să fie... Mai un consecutiv. Un element care să fie consecutiv. Obligator. Fie a lui A, fie a lui da. Da. Care vreți? O, câte sunt atunci. Păi vă dați seama. Și 3 A plus 1 și 3 A minus 1. Și 3 A plus 1 și așa minus 1. Poate să fie... Amor, dacă poți să fie 4 soluții de genul. Deci ai aici. Poate să se afle. A minus 1 sau A plus 1, A plus 1 3 A minus 1 sau 3 A minus 1 3 A minus 1 sau 3 A plus 1. Da? Una din astea. Deci, iată că am un B1, un B1 care are compoziția A, 3 A și respectiv A minus 1. Un B2 care are compoziția A, 3A și A plus 1, B3 care are A, 3A și 3A minus 1, și B4 care are structura A, 3A și 3A plus 1. Deci așa asta ar fi. Acum, cum problema este, mă duc până unde? Până la 2017. Atunci 3A, că e triplu lui A, 3A trebuie să fie mai mic egal, nu? Trebuie să spun că 3A e mai mic egal cu 2017. Dar stați puțin.
fie. Dar nu poate să fie, de exemplu, să fie cum ar fi A minus 1 ori 3. Adică să fie și A minus 1 ori 3. Nu. De ce? Păi zice, A și plusă. A și plusă. Și acum, din nevoia să fie și consecutiv, înseamnă atât. A minus 1, nu trebuie pe A minus 1. Deci A minus 1, A plus 1, 3A minus 1 și 3A plus 1. Păi ar putea să fie A, A minus 1 și de 3 ori A minus 1, domnul profesor. A, A minus 1, ai zis și de 3 ori A minus 1? Păi de 3 ori A minus 1 mă duc la 4 elemente. Nu, zic că o altă n-ar putea fi? Nu. A, A minus 1 sunt două consecutive și eu le vreau pe A minus 1 de 3 ori. Păi dacă am 3 A minus 2? Cum se face pe A? Adică vreți, deci... A minus 1, 2 și până la A minus 1, 2, vedeți? Că a venit pe exemplu în locul 2, pentru că eu sunt tot scris. Da, în locul 1, 2, da? Da. 1, 2. 1 de 3 ori, dar și 2 ar putea să fie de 3 ori. Atunci acolo ar fi 1, 2 și 6. 1, 2 și 3, 1, 2 și 6. De ce și ăsta n-ar putea să fie de 3 ori? De ce n-ar putea să fie și ăsta de 3 ori? Da, că nu sunt tot două consecutive și ăsta de 3 ori? N-ar putea și așa? Asta ar putea să Dar aici, prezența lui 1... Două sunt consecutive. Păi da. Eu tocmai este prins ăsta, odată cu 2 și 6. Da. E 2? E prins? 2 și 6, este prins. Da? Nu mai putea să mergi. 2 și 3 plus 1. 2 și 3 plus 1. Și a spus A minus 1. 2 minus 1, atunci. Și nu am, păi, sigur, da. Am aici, A minus 1. Și este triplul, stai un pic, Davide. Este triplul lui A minus 1? Păi, este, nu? Triplul lui A minus 1, cât ar, triplul lui 1 nu este aici. A, nu, prima este, în a doua, zic, triplul lui A minus 1. Cu a zis că este alu 2. Păi, l-ai luat pe 2 pe și 2 pe 6. În cadrul nu i-a pus 1. 2. Mai un pic, Horia, că dacă nu înțelegem... 2 deci... este de bază, alu. Și triplul său e 3 A. A, îi zicem că ea, nu îi zicem că ea a pus 1, ca în cazul lui. A și 3 A. Îi zicem că ea a pus 1. Am înțeles. Da. Am înțeles. Gata, zi între acolo. Gândiți să fie și 1, 3, 4. 1, 3, 4? Dar da, ar putea să fie 1, 3, 4. Cum n-ar putea să fie 1, 3, 4? Păi 1, 3, 4 este și am aici. E prins să vorim, înțelegi? 1, 3 și 4 consecutive. Da, dar acum demonstrăm că câte folicule au fost dat. Pentru că sunt toate modele. El zice că e după regula produsului, domnul profesor. Crede că e după regula produsului. Adică ce regula produsului? De exemplu, când avem, trebuie să găsim niște numere și avem la un număr, avem 9 valori și la un număr 10 valori. Și îmi zic 9 cu 10, îmi dai 90 de numere. Dar tu nu știi câte valori sunt. Nu mai pic. Cum 9 cu 10? Mai zic la... Cum? Avem... La număr perechilor. Da. Acolo, că zice el, dacă e 9 și 10 dincolo, ca să vadă câte produse se pot face, da. Un 9 ori 10, da. Bun. Dar până în momentul de față, hai să ne facem un problemă. Și ne-o vedeam noi câte sunt. Exact. O să ajungem și acolo, dar să vedem dacă am gândit bine problema. Asta este esențial. Deci, să aibă numai 3 elemente. Corect. Nu mai trebuie. Cu trei elemente, zice, clar. Da. Cu trei elemente. Asta e hotărât. Și două din ele să fie consecutive. Cel puțin două dintre ele să fie consecutive. Uitați că sunt poate unul, doi, trei. S-ar putea să fie toate, toate trei. Dar două din ele să fie consecutive. Obligator. Corect. Da. Și... pui un element în această mulțime și pentru care și triplul său. Adică, cu alte cuvinte, pui pe el și pe triplul său. Și de trei ori el. Da. Da. El și triplul său sunt acolo neapărat. Au și trei au e tot timp. Au și trei au sunt tot timpul prezente. Bun. Da? Au și trei au, vezi că așa am gândit. Așa a zis și problema. Și acum consecutivitatea. Și acum eu mai asigur consecutivitatea. Față de A, A minus 1. Tot față de A, A plus 1. Față de 3A, 3A minus 1. Față de 3A, 3A plus 1. Da, deci îți poate doar. Am luat toate variante. Acum trebuie să mă asigur au până unde poate urca. Corect. Și câte vreme au 3A odată cu A și 3A înseamnă că au
Este mai mic egal decât 2017 împărțit la 3. 600 din 7 ori 18. Cât face aici? 672. Mai mic egal. Mai mic egal, da? Deci au e mai mic egal cu 672. Dar nu s-au făcut împărțirea asta exact. Nu, nu se face. 2016. Da. Și asta înseamnă ca o pornește de la 1 până la 672. Până la 672. Bun. Ce zicem? O primă mulțime pe 1 va fi construită 1, deci pentru a egal 1, da? Da. 1 și 3. Da. Și consecutiv înseamnă să pui față de 1 față, sau față de 3 sau... Bă, cele 4 variante. Cele 4. A 2. Nu poți să pui 3. Deci, atenție. Punem 2, care înseamnă din fața lui 3, da, sau după 1. Da. Îl punem pe 4. Alte mulțime aici. 1 și 3 l-am pus. Și 4. Da, punem pe 4. Da, altă. Altă submulțime pe 1 și 3 obligatoriu. Și jocul, atât, nu mai am. Că 2 era între 1 și 3. Da. Și doar 4 pune după el. Bun, acum înseamnă că nu mai punem pe 1 pe 3. Pe ce deci, pune? Nu mai am variante. Pe 1 și pe 2. 1 cu 2. Deci 1 cu 3 e doar 2. Atât. Variante. Dar 1 cu 2 mai avem. Da. 1 cu 2. Deci, 1, 2, 6. Tot au 1, vedeți? Deci mergem tot cu a 1. De ce puneți cu a 1? Așa. De ce așa? Pentru că mai sunt. 1, 2, 6. Deci 1, mai spus, 2 6. Și 6. De 1, ce? 1, 4. Stați o secundă. De ce 1, 2? Păi 1, 2 din consecutivă. De ce mă opoziți? Că ideea este atâta. Deci 1 și cu 3. Da. Pentru 1 pun pe 3. Da. Și dar 2 și 4 facem. Așa. Și numai pentru 1 și 3 au 1. Nu mai am altă soluție. Atât a rămas. Pentru a egal cu 2. Adică 1, 2, 6 nu-i bun? Ai egal cu 3. 1, 2, 6 va la fine. Ea e egal cu 2, adică 2 e primul. Asta îmi zice și Horia. Da, da, da. Și eu, pricep mai greu. Da, nu, stai și că nu pricep mai greu. Dar trebuie să analizăm așa, varianta. Ai egal cu 2, adică noi nu ne întâlnim cu domnul profesor, nu te vedeam pe cine e bun. Așa. Și urmează pe, nu știu cât aici, pe 2, că e A2, pe 2, 1, care înseamnă 2 și 6 obligatoriu. Da, și 1. 2 și 6 obligatoriu, 1 sau B, 2, 2, adică pe 2 e capul 2, înseamnă 2 și 6 obligatoriu, da, la care pun 3, ca să mă duc după, am jucat în stânga și am dreapta la 2. B, 3, 2, care se însemne 2 și 6 obligatoriu. Și cine copii? Ia să vedem. 5. Și B, 3, 3, 2, care înseamnă 2 și 6 obligatoriu. Și 7. Și 7. Când aici ați toate 4. Dar stai să vă spunem. Uitați, când fiecare să nu bagă. O să cai după. Dar ce bagă să iei? Acum, toate că sunt câte patru, cu excepția... Nu bine e mult. Aici, 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 minus 2 mulțim că acolo ar fi trebuit să fie 46 de puncte. Adică 772 din numere. 771. 671. 72. Nu 672, 4. Nu, uite, una mai două. Așa, plus 2. Adică 2686. Plus 2. Plus 2 mai. O mulțim pe 671. 671 l-am mulțit, Horia, nu pe 672. Da, 671. Ori 4. Plus 2, mi-a dat 2686. Ca să mă uit pe barem să vedem dacă e corect, profesor. Deci, pe barem, deci 2684. 2684. Deci, în total, avem 2686. Și noi cât am găsit? Atât.
Deci cât e 4 și numai aici 2. Asta a fost greșit. Exact. Și să înțelegem ce vrea de la noi, vedeți? Cred că am primit. Și da, eu înțeles altceva și dumneavoastră că înțeles altceva și eu am înțeles așa. Domnul, am primit un punct că am scris chestia aia. Mai mult, e dat deja la 72. Da. Asta o scris. Scris, sigur, am primit un punct pentru asta. Eu am primit. Dar am înțeles. Acum facem ordine în minte. Exact. Că cu ce ne alegem din exercițiu? Din nou. M-ați văzut cu câtă răbdare am spus așa, hai să intrăm în exercițiu, hai să-l înțelegem. De aceea trebuie citit odată, de și două, de șapte ori, de nouă. Pentru fiecare din urmări să punem finalul, domnul profesor, cum am ajuns la numărul sumulțimilor. Imediat, da. Numărul sumulțimilor e egal 6, 7, 7, 8, 4, plus 2. Așa. Deci, numărul, cardinalul. Cardinalul, e. Peron, mulțimea părților, peron de B, de părți de A, peron de A, mulțimea părților lui A, cu mulțimi de tipul acela B, ce îndeplinesc condițiile A și B, cardinalul lui peron, mulțimea părților lui A, de forma aceea, este egal cu 671 ori 4. Ori 4. Plus 2. Astea de la început. Plus 2. Da. Care face ca 2686. Acum ce vine preferata mea, domnul profesor. Păi puțin preferata. Păi să înțelegem pe asta? Nu. Preferata, așteaptă. Da, ea. Eu fac pentru tine, pentru toți prietenii noștri, pentru astea și subiect să fie înțeles în varianta care eu propun să-l înțelegem. Da? Adică, ce înseamnă? Eu, citind pentru prima dată, a trebuit să fiu foarte atent la ceea ce înseamnă citirea o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, până când există, este bineînțeles. Cu virgulă cu tot. Atenție, este esențial să citim cu răbdare. Deci considerați mulțimea mare. O mulțime care conține toate elementele la 1 până la 2017. Punct. Determinați numărul submulțimilor și acum spun ce înseamnă submulțimea? Adică o parte. O parte din mulțimea asta. O parte. 27 cu un element, cu 9 și mai departe. Asta înseamnă submulțime. Submulțime o parte din elementele mulțimii respective. Ei bine, când zic o parte din elementele acelea, intră și mulțimea vidă, acolo, mulțimea părților mulțimii sau mulțimea submulțimii, între mulțimea vidă și mulțimea în sine. Și ar fi o submulțime a propriei sale mulțimii. Poate fi considerat așa. Nu ai cu mulțimea vidă aici. Aici nu s-a pus problema. N-are ce elemente. Dar oprindu-mă la noțiunea de submulțime. A, asta da. Submulțimea unei mulțimi înseamnă toate variantele care se pot forma acolo și ar trebui să gândim, o să gândim la sfârșit, ce înseamnă o mulțime formată din trei elemente și vedem toate submulțimile de acolo. Ei bine, după ce am vorbit și am înțeles ce înseamnă submulțime, zice cu trei elemente. Deci numărul elementelor pe care ne permite să le punem sunt doar trei. Nu două, nu patru, ci trei elemente. Trei și mai trei. Ce îndeplinesc simultan condițiile. Cu trei elemente, cele trei elemente îndeplinesc condițiile următoare. Deci determinați numărul submulțimilor cu trei elemente care îndeplinesc condițiile. Cele trei îndeplinesc condițiile. Amic. Cel puțin două elemente din mulțimea B sunt numere naturale consecutive. Adică două din ele trebuie să fie neapărat consecutive. Consecutiv știți ce înseamnă, nu după altul. Dar vine punctul B, care este foarte tare aici la canalizare. Pot să există A în B pentru care și trei A este în B. Adică, deodată, două din A. Două ești obligat să le iei. Atenție! Două sunt deodată. A și 3A. Deci punctul B mă forțează,
forțează mâna și spune au și trăiau trebuie să le pui deodată. Au și trăiau. Au și trăiau. După care urmează să îndemnească în condiția A. Adică să fie al treilea consecutiv cu cineva. Consecutiv va să fie cu A. Adică în față și după el. A minusul și A plus 1. Și consecutiv cu 3A. A plus 1, 3A minus 1 și 3A plus 1. Și cu asta, doar cu două elemente, am făcut 4 submulțiri. Dar cu două. Analizând astăzi, pe aceea plecăm pe A1 și de aici... Este esențial aici. Aici vă spune de probleme. Ce să vă mai spun încă o dată decât doar să repet? Încitim o dată din 9, de 7, 19 de ori până când înțelegem bine problemele. Vedeți că am fost puțin și fiecare a înțeles altceva. Adică eu am înțeles, ea n-a înțeles. Eu am înțeles nică, ce să mă spun. Ea n-a înțeles. Mi-am dat seama după cum am pus-o să dată pe hârtie și ea n-a înțeles. Din nou, suntem la prima olimpiadă, iar rostul discuției mele este asta, să facem așa fel încât să creștem în calitatea, să spunem, actului pe care îl facem acolo, prin acest efort maxim de înțelegere a problemei. Nu te poți apuca să faci o problemă fără să înțelegi. Că poți, o poți înțelege greșit și te duci pe altă pistă și ai făcut acela. Exact. O dată, două, trei, trei, ori. Da, bine, s-a înțeles acum. Trei, trebuie să fii, sunt mulțime. Spunea trei elemente. Unde ți s-a părut ție? Fantastic, fantastic. Poți să spui aici. Clar. Trei elemente de prins. Da, acolo. Adică, punctul B, punctul B. Există A pentru care și trăia. Adică te obligă să mergi cu A-ul și trăiau. Ții unița pe lucrurile astea. Poate că m-a găsit că A minus 1, A plus 1, 3, A minus 1 și 3. Sigur, dar pasul 2. Deci două momente tari, momente tari. Notați, momente tari ale ieșiciului. Nu e pe A și pe 3A, dar dacă nu e doar celălalt. Deci momente tari ale problemei. Momente tari. Adică cele mai... mai deosebit, momente esențiale, momente tare. Unu, conform punctului condiției din B, conform condiției din B, punem în mulțime A și 3A. Da? Conform condiției din, de la punctul B, punem A și 3A. Și conform, acum deci, momentul al doilea, foarte tare, momentul 2, conform condiției de la punctul A, conform condiției de la punctul A, ne asigurăm de prezența a două elemente consecutive. Ne asigurăm de prezența a două elemente consecutive. Adică cel de-al treilea trebuie să fie consecutiv în raport cu cele două prezente. Cel de-al treilea trebuie să fie consecutiv, nu? A doua... Deci ne asigurăm de prezența a două elemente consecutive, cum spuneți, cel puțin două. Ne asigurăm de prezența a două elemente consecutive. Adică pe cel de-al treilea, care trebuie să-l pui, acolo cu cine e consecutiv? Cu A sau cu 3A. Îl pui înaintea lui A, A minus 1. Îl pui după A, A plus 1. Îl pui 3A minus 1 sau 3A plus 1. Și asta. Da, aici este. Și asta, 3A mai mic e plasit cu 2017. Și sigur că da. De la 6, 7. 3A mai mic. Punctul 3. Al treilea. Al treilea moment important. Adică 3A mai mic egal decât 2017. 3A mai mic egal decât 672. Uitați, la final, uitați numărul submulțime. 671 ori 4 plus 2. Sau 672 ori 4 minus 2. Sigur că da, sigur că da. Și al patrulea moment este când facem analiza pentru A egal cu 1, doar două... Asta are doar două. Doar două, din cele patru, doar două sunt posibile. Aici, da. Da? Deci al patrulea moment important este pentru a ia unul, surprindem doar... Șterg mai mult 12 minute pentru
Da. La 4. Am vrut. Și am zis, așa trebuie vorbat un negreșit. Așa trebuie. Ce ați vorbat văzut pe mine aici? Mă bucă extraordinar de tare că nu m-am prins din primul lucru. Știi de ce? Pentru că așa ați văzut cum se citește un negreșit. Ați văzut și voi, dar numai voi. Văd prin filmul ăsta care îl vom pune, sigur va fi vizionat de toată țara. Sau asta va fi esenția. Cum se abordează egreșițile? Spuneam, egreșițul este precum ariciu, da? Când te apropii de el, s-o scepe toți. Vedeți, când aveți ce să zvăluiască, domnul profesor, parcă ușoare. Dar când ești tu singur în fața foii și nu înțelegi nici măcar ce scrie autorul. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să se întâmple, să stai de vorbă cu profesor. Exact, corect. Da? Așa. Corect. Asta le spunem prin primul nostru. Asta încercam să zic. Da. Ce pare fața cu dumneavoastră? Da. Când ne organizăm, când învățăm să ne organizăm mintea în fața unei exerciții, este super. Și exerciții 4, care este frumos, vă să vă plană, asta. Problema 4. E simplu de îndrăguși așa. Că sunt la 4 calduri și aici. Nu vreau să mă vedeți. Găsiți toate modurile de colorare cu roșu sau verde, anume lor de la 1 la 10. Găsiți toate, să scriu și să scriu. Găsiți. Ai făcut-o? O făcut-o, dar nu luat punctaj maxim. Pentru că mai am jumătate, pentru că eram două. I-a făcut maxim, dar și l-ați făcut trei. Mi-am plăcut foarte mult exercițiul ăsta. Ați-am făcut, dar de ce nu maxim? Nu știu, ai scăpat undeva la analiză. Găsiți toate modurile, găsiți toate. Uite, toate modurile. Să știi, deci dacă nu trebuie, nu mă supără. Dar dacă analizăm cu atenție și prunul... Da, doar să eu am în 6:30, da? Da, da. Găsiți toate modurile de colorare. Aici acum, văd ce cu roșu sau verde, cu roșu sau verde. Cine ești? Domnul Vreau să scrie. Anumelor de 1, 2, 3. Bun, domnul Vreau să scrie ține, dar așa să-și vreați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Nu, până la 8. Apoi nu până la 10. Așa, cât să îndeplinească condiția. Așa încât, să îndeplinească, să fie îndeplinite condiția, să îndeplinească condițiile. Amin. Numărul 5 să fie coloră cu roșu. 5. Roșu. Roșu. Scriți. Roșu. Condiția următoare. Dacă numele X și Y sunt de culori diferite, dacă numele X și Y sunt de culori diferite, și X plus Y e mai mic egal decât 10, atunci numărul X plus Y trebuie colorat cu verde. Deci X plus Y cu verde. Aici era cu două. O să vedem. Era cu două. Să vezi numai că... Ce? Dacă numele X și Y sunt de culori diferite... Tot de culori diferite. Tot a scris, domnul profesor. Faceți așa cu... Dacă... Da. Da. Și X ori Y... X ori Y aici... e mai mic egal decât 10. What?
Atunci numărul X și ori Y trebuie culoarea cu roșu. X, Y, produsul e roșu. X, Y, cu roșu. Adică trebuie să găsesc toate numele care X, ori Y. Trebuie să citim până înțelegem, dacă ai un pic de răbdare. Atât, domnul profesor? Deci, mai citim o dată. Găsiți toate modurile de colorare cu roșu sau verde a numerelor de la 1 până la 10, astfel încât să îndeplinească condiții. Și ce întotdeauna e roșu. Da. Păi înseamnă că dacă e roșu... Și hai să vedem și pe ceilalți. 5 ori că sunt 10. Fai puțin, mă. Ia uitați. 5 întotdeauna e roșu. Bun. Dacă X și Y sunt de culori diferite, deci celelalte sunt X și Y, să înțeleg, nu? Da. Dacă X și Y sunt de culori diferite, atunci suma lor trebuie să fie verde. Dacă X și Y sunt diferite și se întâmplă să fie mai mic decât 10, poate fi 3 plus 4. 7. E mai mic decât 10. Da, măi, da, ce vrei cu 7? Analizăm și noi, să înțelegem și noi și pe aceea zice. Imediat. Noi suntem pe punctul să ne apropiem de ideea ta, atunci vină. Dar nu e presa atât. Știi, acum nu știm și noi că știm și ăsta. Deci, atenție. Atenție. E egal X plus Y mai mic sau egal? Sau egal, mă, dar va fi și 37. Da, va fi 37. 37 fac 10 și 10-le. E egal. Atunci este egal și atunci numărul ăsta 10 se colorează cu verde. Deci când descoperim două numere de aici pentru care suma lor e până în 10 și se găsește. Sunt variante, da? Acolo cu verde. Pe rezultatul de la adunare va fi 2 și 3. 5, 9. E ocupat. Dar 3 și cu 6. 9. Verde. 3 și 6. Verde. 9 e cu verde. 9 e cu verde. Așa. Păi și 3 cu 7 nu e verde? 3 și cu 7. Verde. Verde. Adică rest de la 1 până la 9, în afară de 5. De ce că 2 plus 3, domn profesor? 2 plus 3, că-ți face? 2 plus 3 e 5, nu? Dar 5 nu poate... fi decât roșu. L-am ocupat. Înseamnă că... înseamnă că ce? Ori X, ori Y, trebuie să fie 5 obligatoriu. Pentru că 2 plus 3 de 5, 1 plus 4 de 5. Dar să zicem că 5 trebuie să fie colorat cu verde, ceea ce nu se poate. Deci, unul dintre ei, adică o să fie două moduri care se poate așeza acestea. Odată X e 5. Odată X e 5, odată Y e 5. Da? Dar 5 și cu 5? Dar asta nu o să conteze. Adică 1, 2, 3 și 4. Deci asta nu o să conteze, numai că... Dar 5 plus 5 de verde, fai. Da, 5 plus 5 de verde, adică 10 sunt verde. Dar 5 e verde. Da, există două. Deci vezi, 5 plus 5 care dă verde, sau 5 ori 2 care dă roșu. Asta la mulțiri cum trebuie să fie roșu. Gen, asta o să fie. O să fie cele două moduri care o să fie totul la fel. Totul la fel. Numai că 10 o să fie odată colorat cu verde și 10 o să fie odată colorat cu roșu. O secundă. Deci, foarte agresiv cu ideea. Exact. Stai să înțelegem și noi. Deci devine foarte agresiv și noi lași pe noi să pătrunim problema. Exact. Acest lucru nu tocmai... Și eu sunt la prima citire și toți copiii suntem la prima citire. Deci tu ne obligi să gândim în felul care ai gândit tu. Gândit tu, da. Ori dă-mi nevoie să vedem ce idee avem și noi. Noi eram doar în etapa în care citeam problema. Nici n-am văzut toate condițiile. Deci vedem o dată. Sunt toate numetrii de la 1 până la 10. De 5 îl punem cu roșu, obligator. Și dacă două din numerele acestea le descoperim... De culori diferite. De culori diferite. Foarte tare. Adică unui... Cu ce culori? Verde și roșu. Verde și roșu. Noi care ce culori avem la toate? Verde și roșu, atât. Verde și roșu. Mai verde și roșu. Roșu ăsta este pus. Este pus. Și rest... Verde. Verde. De culori diferite. Dacă 3 ar fi verde și 6 ar fi roșu, atunci 3 cu 6 care face 9, l-am pune cu verde. Da? Deci, obligatoriu trebuie să-l punem cu verde. Deci, începem să analizăm așa. 1 are două variante ca să-l colorăm. Ce valoare? Verde sau roșu?
Da? Deci, la un 1, trebuie să se spun că ofer două șanse. Că nu-i verde. Verde și roșu. Mergem pe varianta că l-a pus verde. Da. Atunci... Y trebuie să fie 9. Verdele ăsta. Și cu 9. Și cu 5-ul. Care e roșu, că nu spune că 5-ul nu are letra în discuție. Ba da, mai trebuie să fie din culori didactic și Y că nu e loc. Verde. Verde roșu. Nu? Și 5-ul este cât? 5-ul roșu tot timpul. Roșu, da. Verde și cu 5-ul. Da, e 6. 6. Și au picat 6 verde. 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 Spune verde sau cum faci analiza? Da. Deci am mers cu verde. Ce fac cu verde? Și mă duc după 5. Da. Și îl bat pe 6 cum l-am făcut. Verde. Verde. Da. 6, da. Pun un vui deasupra. Da, da. Da. 6 verde. Acum. Îl luați pe 2, tot verde. Îl iau și pe 2, tot verde. Cu 5 roșu, 7, tot verde. Așa. Deci, atenție, verde, da? Da. Pe verde, pe 2. E și jumătate, să știți. 2 și cu 5. Da. 7, tot verde. Și 7, tot verde. Bun. 3, tot verde, să luăm. Înseamnă că toate numele... Așteaptă puțin, clar, deci vedem și la a doua variantă. 3, iarăși și verde. Și atunci, verde. Verde și 4, tot verde. 4, verde și aici. Verde. Da. Și ne-am oprit. Și ne-am oprit. Asta este o primă 4 și cu 5, 9, da? Da, și 4 e verde. Și 4 este verde. Și 5 și 9. 4 și cu 5, 9 verde. Și 5 cu 6 care este verde. Nu mai merge. Iar și verde. 5 cu 6 e 11, domnul profesor. Nu merge. Nu. Gata. Ne-am oprit. 10 ori 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 pot pune o altă culoare, nu? 10 poate fi roșu, roșu, pentru că e mult cealaltă aici. Când va veți veni și vremea asta, că aveți și mânțea a doua. A doua, ia să vedem la a doua acum. 5? Că nu, l-am lăsat cu ăsta de culoare. Dați-mi un pic să vă dați tot de culori diferite. Da. Dar X și Y sunt de culori diferite și produsul atunci. Așa. 5 ori 2, fac 50. Nu puteți să-l luați, bă, da, puteți. Da? 5 ori 2, da. Și bunul ăla roșu. Roșu, da, roșu. Asta e bunul. Și ăla e roșu. Și mă dă bunul bani. Stai pe olea. Dar nu puteți să-l roșu. Roșu. Așa. Da. Și asta ar fi for o prim mod. Și am pus-o pe asta. Pe asta am pus-o. Bun. Și acum începem cu varianta cu roșu. Da. Bun. Cu 5 mai puteți să-l luați. Cu și tot roșu. Y acum, dacă îl luați pe Y, este același lucru. Exact același lucru. Te rog un pic. Deci, eu îți spun că plec cu varianta a doua lui 1, roșu. Roșu. Pe 5 nu mai trebuie să-l luați. Și atunci, cu combinația cu 5 nu mai merge. Nu mai merge. Cu 2. În condițiile astea, bag pe 2-ul verde. Da. Lăsați pe 2-ul verde. Și 1 este roșu. Da, și 1, 2. Și 3. Păi stați, acolo e produs. De ce 1? Dar 1 plus 2. Eu mă duc iar și condițiile astea două. A, 2 plus 3. Sigur că da. A, gata. Deci toate eu am zis să înțeleg. Deci 1 rămâne verde. Deci am mers după, nu, 1 rămâne roșu acum. 1 roșu și 2 verde, da? Și 2 verde. Deci, mai un pic. 1 roșu și 2 verde. 1 plus 2, 3. 3. Și trebuie să fie roșu. Roșu. Și verdele fiind 2 plus 3 de 5. Verde și aici e roșu.